În cazul unui accident de avion, toate aeroporturile sunt obligate la fiecare 2 ani să facă un exercițiu extins cu participarea tuturor instituțiilor care sunt necesare. Ipoteza este o aeronavă Airbus 320 cu 70 de pasageri la bord. În cursul aterizării se determinează trenul de aterizare. În aeronavă 70 de pasageri, ipoteza în acest caz este că sunt 19 morți, 11 răniți grav prioritatea 1, sunt 17 răniți prioritatea 2 și 29 de răniți prioritatea 3. În primul rând, anunțarea s-a făcut de către Romața, avem o procedură de anunțare. În primul rând, trebuie să ajungă pompierii aeroportului, conform reglementărilor internaționale, pompierii trebuie să ajungă în maxim 3 minute în orice punct al aeroportului. În continuare, domnul director general adjunct Pop Iuliu o să prezinte desfășurarea acestei exerciții. În cursul situației de urgență, prima etapă intervin mijloacele proprii ale aeroportului plus specialțe destinate. Sunt mijloacele aeroportului care sunt echipate cu răspunzători, se îndreaptă spre locul accidentului. Aici este sunt primitite echipele care